Dar înțelegem că se discută o modificare a codului fiscal, astfel încât să se plătească impozit pe locuințe în funcție de valoarea locuinței și nu de numărul locuințelor pe care le avem. Este România o are o... măsură pe care o ia în considerare Partidul Social Democrat? Impozit pe valoarea locuinței? Până în momentul în care lucrurile vor fi stabilite în interiorul acestui grup de lucruri, n-am să fac referire la nici una dintre măsurile care se discută acolo, pentru că este normal să nu creăm speculații despre care v-am spus mai devreme, de genul nu știm cât, nu știm cum, dar știm sigur că lumea va fi afectată, pentru a nu da naștere la astfel de discuții, cu atât mai mult cu cât ele au un impact foarte mare. Și ieri am fost la mine în organizație la Ploiești, stând de vorbă cu diversi colegi și îmi spuneau o situație din spitale. Îmi spuneau faptul că foarte mulți dintre medici spuneau, uite, domne, și cei de la PSD vor să ne micșoreze salariile. Și le-am spus colegilor mei să le transmită medicilor că ar fi o fractură logică profundă să creadă că PSD, care a făcut și a avut prioritate din mărirea salariilor pentru medici, pentru ca ei să rămână în țară, să nu mai plece. Știm statisticile din acea perioadă, 70% dintre cei care terminau rezidențiatul voiau să plece și facultatea, voiau să plece afară din țară. Lucrurile s-au inversat în momentul în care salariile au crescut. Este absurd să crezi că PSD, care a venit cu măsura de creștere a salariilor, va veni cu o măsură de reducere. Este absurd să crezi așa ceva. De unde a apărut? Și totuși, pentru faptul că s-au vorbit de anumite praguri care nu aveau nicio bază în vreo declarație publică a vreunui lider al coaliției, nici domnul Ciucă nu a făcut nicio declarație în acest sens, nici domnul Ciolacu nu a făcut o declarație, nici domnul Kelemen Hunor și niciunul dintre liderii partidelor politice din România sau din guvern nu au făcut declarații în acest sens. Totuși, au apărut fel și fel de speculații, de praguri și de aici probabil că s-a dus această informație care nu are o sursă reală. De aceea eu cred că este bine ca în această perioadă lucrurile să fie în firesc, să fie în normalitate, adică să anunțăm că se desfășoară discuții pe aceste subiecte, în momentul în care vom ajunge la concluzie să prezentăm public aceste lucruri, să înceapă discuțiile în societate, astfel încât împreună să hotărâm care este drumul. Ce ne dorim de la România? Vrem să fie o țară pe fiscalitatea din țările vestice, din Uniunea Europeană, sau ne dorim să avem o fiscalitate spre est? Adică aici sunt lucrurile pe care trebuie să le stabilim, dar nu poate să o facă PSD singur. Trebuie să o facă împreună cu PNL, împreună cu UDMR și împreună cu cetățenii României. Momentan ce vedem, vedem un ping-pong cumva de declarații între domnul Ciucă și domnul Ciolacu pe fix pe impozitarea aceasta, cotă unică, impozitare progresivă. Oamenii nu mai înțeleg.